Oamenii simt nevoia de mai mult și ar fi o mare greșeală din partea mea să ignor acest lucru. Nu vreau și nu cred că este corect să las această responsabilitate nici pe seama celor care au fost în teren, nici pe seama primarilor, secretarilor de stat, miniștrilor. Sunt gata să fac eu acest gest pe care o parte importantă din societate îl așteaptă și, evident, începând cu ziua de astăzi, îmi depun mandatul de prim-ministru, implicit și al Guvernului României, și fac acest lucru pentru că în anii în care am făcut politică rezist la orice bătălie cu adversarii politici, niciodată însă nu mă bat cu oamenii. Victor Ponta a precizat că în cazul clubului Colectiv răspunderea juridică va fi stabilită de către justiție. Primul ministru demisionar consideră că supărarea cetățenilor nu trebuie să degenereze în violență stradală. De aceea, demisia guvernului este cea mai oportună soluție. Sper ca depunerea mandatului meu și al guvernului să satisfacă așteptările celor care au protestat și să revenim cât mai rapid la rațiune și la soluții raționale pentru ceea ce e de făcut în România. Totodată l-a amintit de rezultatele obținute de guvernarea sa și a precizat că nu se poate conduce o țară cu ură. În final, Ponta a mulțumit tuturor celor care au votat și susținut guvernul. Ponta a mai spus că cei care speculează politic suferința oamenilor vor plăti un preț foarte scump.